La două săptămâni de la demararea noii proceduri pentru numirea unui șef al DNA, azi a apărut și primul candidat. Este vorba despre Paula Tănase, procuror la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați. Aceasta a mai candidat și în 2012 pentru aceeași funcție. A absolvit facultatea de drept Alexandru Ioan Cuza Iași, iar la admiterea în Ministerul Public a promovat pe primul loc. A activat ca procuror de urmărire penală și criminalistică, iar în 2004 a fost răsplătită cu distinția meritul judiciar pentru activitatea și rezultatele profesionale. Prima procedură de numire lansată de Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a finalizat fără niciun rezultat după ce toți cei patru candidați la șefia DNA au fost respinși. Astfel, în perioada 6 august-6 septembrie se desfășoară cea de-a doua procedură, timp în care doritorii își pot depune candidatura. Funcția de procuror șef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruța Chiovesi a fost revocată din funcție printr-un decret emis în data de 9 iulie de președintele Klaus Iohannis.